Accident grav în localitatea Codnari din județul Iași. Două persoane au rămas încarcerate și una a fost rănită după ce autoturismul în care se aflau a ajuns într-un șanț. La fața locului s-au deplasat autospeciale de intervenție și echipaje de prim ajutor, iar victimele au fost transportate la spital. Potrivit centrului infotrafic, traficul rutier a fost îngreunat între Târgu Frumos și Botoșani. Din cauza producerii incidentului urmează să fie demarată o anchetă de către poliție.